Cafeaua e aici, e aici. Voi sunteți aici, aici. Războiul aici, e aici. Trăzni la război de dragobete. Putin sărută fete. Cu ce? Cu focosa nucleară. Îl știam eu pe ăsta, Arzoi, dar nici chiar așa să-i fie rușine. Nu-i nimic pe lângă factura la gaz care a venit. M-a regularizat de nu m-am văzut. Când plătești ceva, plătești acum în monedă și zici în ron, în moneda actuală. Nu, 11 milioane, ca să-ți dai seama de catastrofă, de prețul mare pe care îl plătim pentru gaze, 11 milioane au venit, trăznivar noi bine, șamul și războiul și nu știu ce, cu fâșul pe mine, pentru frig și dacă îi s-o tai dintr-un loc. Dar să nu ne întristăm, astăzi este și ziua internațională a înghițitorului de săbii. Cum am înghițit atâtea nedreptăți, atâtea prețuri mari la facturi, mai înghițim și o cafea bună să ne facem un pic de dispoziție. Bună dispoziție! Cafea bună primită de la Liviu Petre, pe care îl salut, de la Căciulă, vechiul meu Căciulă, amicul din Cugir, care acum e în Londra și mâine împlinește o vârstă frumoasă, căruia îi urăm la mulți ani și să trăiască în vremuri mai bune. Că în vremuri mai bune a ajuns să trăiască și domnișoara încă Daniela Crudu. Cruduț a fost surprinsă de ună zi recent, adică cu un prof de mate, mă. Vlade, cum e asta, mă? Nu știu, eu cred că eram ocupat să strâng bani pentru plata facturilor, dar cine știe ce... Prof de la Vlahuță, deci un liceu bun în București, Vlahuță, deci proful de la Vlahuță e cu o cruduță ca să-i dea la extraordinar, extraordinar, domnule. Se mai zice de profi de mate că îs așenică, ola ola e, mate man, ola ola e. A impresionat-o băiatul cu derivatele, cu, mă, ce discuție, e ok, da? Deci cruduța a făcut un pas mare pentru om, un salt mare pentru o paradigmă, da? A făcut un salmare de la prietenii ei foști, Mucifer, Boschet, Bădălău, da? A ajuns la un prof de la Vlahuță care, cum ziceam, o să-i dea teme, temă. Și pentru ei ce ai avut? Păi futemă, fut, ok. Ce pot discuta ei doi? Mi se pare, și tătă seara a ținut-o în brațe în fața unui pahar de vin în roșu. Ce pot discuta el să zic? Ia... Am o clasă de prăpădiți, mă. Nu înțeleg, mă, teorema lui Lagrange și aplică teorema lui Rolle, mă. Îmi vine să nebunesc și cruduța. Și mia, nu mi-a ieșit azi Instagramul deloc. Fiecare cu necazurile, da. Îți dai seama că vine ăsta proful de la Vlahuță după ce au citit elevii pe internet despre faptul că el e cuplat cu cruduța. Ce să mai întrebe? N-am înțeles acolo linie pe coloană. Cum ai spus, linie pe ce? N-am înțeles cum o logaritmas pe cruduță. Poftim! Nu mai întreabă ei. Oare ne luăm bacul? Oare ea... Bă, bravo lor! Bravo lor! Bravo lor! Că elevii de la o școală din Târgoviște s-au dus la ore cu pistol și cu un briciag. Și noi, da, s-o caute și s-o scoată în fața lumii. Și noi mergeam când aveam teză în armați. Dar cu fițuiși, bă, nu cu pistol și celul la mare. Într-adevăr, când ne enervam pe școală, ungeam cu slănină, chiar într-a 12-a mai ungeam. Acum te duci cu pistolul și ori făcut pozi, ori pus pe medii virtuale, că o și zis domnișoara Andreea Raicu. Ia, domnișoară va rămâne și chiar și dacă se mărită, zice. Eu când sunt în pat cu iubitul meu, îi interzic categoric să stea pe internet. Păi nu, zi Vlade, să stai lângă Raicu în pat, ea nu m-a închilos sau nici atâta și tu să butonezi. I-ai butonat ceva. Nu, telefonul. Ai căuta un pic un TikTok. Sau tac-tic, depinde, cu Raicu trebuie să fii mai mult tac-tic, cred că. A născut Lambada. A născut Lambada. Bă, țancă uraganul s-a despărțit de Lambada, dar era gravidă și acum i-a născut al doilea copil. Nu știu, mai are copii, că dacă o să mai aibă încă vreo 5, o să-i zică Meniaito. Îi pune așa pe rânduri, Meniaito și Ștefan Bănică junior, ăsta-s eu, a fost văzut cu ochii vineți intrând într-o farmacie. Dumnezeu nu culcă-te, Ștefane, că și tu le-ai bumbăcit. A? Și uitați de factură la gaz, de război, de nu știu ce. La vară berea o să fie cu 20% mai scumpă decât acum, în, pe cuvânt. Eu zic să bem acum. Acum. De acum să ne apucăm să bem și la vară nu mai răgâim. Cafea bună de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Liviu, mulțumesc frumos. Aniversare frumoasă mâine și ție, domnule Căciulă, de pe Londra, din Cugir. Ai plecat și tu din Cugir acum când se dau salarii mari la fabrica de armament. Ei, ei!
Weekendul ne bate la poartă ca și Putin la ușa Ucrainei. Ce gătiți? Ce faceți de mâncare? Ce băgați în blind? Ce scoateți din labo și din congelator? Eu m-am inspirat de la ideea asta pe care o au la spitalul din Baia Mare. O doamnă lăuză care e născuse proaspăt a primit mâncare bună, supă de tăieței cu pui, cu pene. Deci într-o farfurie avea și să... Vina nu ia bucătărese, ea a primit pe ordine de zi ce trebuie să grătească și scrie așa: supă de tăieței, pene, supă de tăieței cu pui și pene carbonara. Păi ea nu înțeles că e socăciță, merge pe la nunți. Nu înțeles că spene, nu pene. Nu, pui cu pene, o zis. Le-o băgat în oală și le-o... Încheiem în această notă optimistă cafeaua de azi. La cafeaua următoare o fi deja în martie cu facturile mai mici și fără atâtea explozii în jurul nostru. Vă mulțumesc pentru urmărire. Weekend plăcut. Să fim optimiști.